Îmi pare rău. Nu știu cât am filmat, cât n-am filmat. Peste 10 minute, poate aproape de 15. Dar atât a început o ploaie pe mine, că nici n-am ajuns la călete, bă. Ploua și n-am apucat să-mi citesc tot ce aveam de citit. S-a citit volumul 2, cuprinsul la cartea asta, Filozofii. Îți recomand, e ceva foarte creștin. De fapt, Origene chiar a propus castrarea creștinilor, ca să nu mai ne fie belele pe drumul spre Dumnezeu, știi? Spre credință, spre Hristos. Că și Hristos era famen, nu? Eunuc. Și atunci biserica îngrozită a zis nu. Bun. Sper că mai am tropeul în Traianii cu mine, că n-am pierdut pe drum. Patericul, Biblia, de Biblia am nevoie. De Biblie îți recomand, numai nu o să mai citesc. Deci, penultimul capitol al Apocalipsei, câte 20-21, acolo zice, și nimic spurcat și întinat și vrednic de, cum zice acolo, nu va intra în ea. Și ce zice mai departe, ci numai cei, nu știu cum zice, caută și vei găsi. Bun, ți-am prezentat și Patericul Grosian. Și acum mai avem un singur text. Deci, din cuore, inimă de copil, pentru că și fata aceasta era cam ca un copil, știi? Nu pagina 97, nici pagina 101, nici pagina 100, nici pagina 111, nici pagina 110, ci pagina 112. E un pic aici, de text-o. Adică avem, începe jos pe pagina, tu mai vezi, pe pagina 112, 112, ca să zicem așa, pe litere, până la 113, 113, 113. Se numește un copil mort. Hai că acum nu ne mai plouă. Am putea să o luăm înapoi dacă am fi, știi, pioși. Și zice așa, un copil mort, 13 luni. Azi e duminică, dar asta nu e mare diferență. Stai să stăm mai așa, uite, ne sprijinim de ușă, că e mai bine. Copilul care locuiește în curtea precupeței de zarzavaturi, cel din clasa 1, coleg cu fratele meu, a murit. Învățătoarea Delcati venise sâmbătă seara nespus de îndurerată ca să aducă vestea și învățătorului nostru. Garone și Coretti, de cum au auzit, s-au oferit să ajute ei la purtatul sicriului. Era un copil bun, care primise medalia de merit chiar săptămâna trecută și ținea mult la fratele meu, ba chiar îi dăruise și o pușculiță spartă. Mama îl mângâia mereu ori de câte ori îl întâlnea. Purta o șapcă cu două șirețele roșii. Tatălui este hamal la gara din oraș. Ieri după amiază, duminică la 4:30, ne-am dus la ei ca să o pornim, apoi cu toții la biserică. Locuiesc la parter. În curte mai erau și alți mulți copii din clasa 1, împreună cu mamele lor, fiecare cu câte o lumânare în mână, 5 sau 6 învățătoare și câțiva vecini. Învățătoarea cu pana roșie la pălărie și domnișoara Delcati intrase înăuntru, și de la o fereastră deschisă le vedeam cum plâng. Se auzea și plânsul sfârșitor al mamei copilului. Două doamne, mamelor, colegi de școală ai celor mort, aduseseră doi câini de flori. Scuze, n-am văzut bine. Două gerbe de flori. La ora 5 fix a pornit cortegiul. În fața cortegiului mergea un băiat care ducea crucea, apoi un preot, apoi sicriul, un sicriu mic, mic de tot, ca pentru un copil mic ca el. Bietul băiat acoperit cu o pânză neagră, iar de o parte și de alta, gerbele de flori aduse cu de cele două doamne. De pânza neagră prinseseră într-o parte medalia și 3 mențiuni de onoare primite de copil în timpul anului. Garone, Coretti și doi băieți care locuiau în aceeași curte duceau sicriul.
În urma sichiului mai întâi mergea învățătoarea, Delcati plângând în hohote, de parcă micul mort ar fi fost copilul ei, iar după ea veneau celelalte învățătoare urmate de copii. Unii dintre ei foarte mici strângeau într-o mână buchețelele de telefoane și priveau nedumeriți coșciugul, dând mâna cealaltă mamelor lor care țineau lumânările în locul lor. L-am auzit pe unul din ei când întreba, și acum nu o să mai vin acasă. Când sicriul ieși din curte, se auzi un țipă disperat dinspre fereastră. Era mama copilului, dar imediat au luat-o de la geam și au convins-o să stea înăuntru în casă. Ajungând în stradă, am întâlnit niște utecici de la alt colegiu care treceau trei câte trei, iar când au văzut sicriul cu medalia și profesoarele, toți și-au scos căciulile. Bietul copil se ducea să doarmă pe veci cu medalia lui alături de sticla de Rasputin, al lui Taicăsu. Nu vom mai revedea niciodată șepcuța lui cu cele două șerețele roșii, se spune. Era sănătos, dar în patru zile s-a stins. În ultima zi făcu efortul să se ridice ca să-și facă o compoziție de nomenclatură și a vrut să-și pună medalia alături de pe poate teamă să nu o fure cineva. Acum bietul de tine nimeni nu ți-o mai lua vreodată. Adio! Ne vom gândi mereu la tine, la toți cei din școala noastră. Dormi în pace, copil nebun. Amin.